În această perioadă, Inspectorii Administrației Bazinale de Apă Someștisa efectuează mai multe controle pe linia de gospodărire a apelor la balastierele din județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bistrița, năsăud și Sălaj. Până acum, pentru neregulile constatate au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale, 9 avertismente și 8 amenzi în valoare totală de 475.000 de lei. Totodată, inspectorii Abasomeștisa au solicitat autorităților competente ca pentru două societăți comerciale care au fost depistate desfășurând activități de exploatare ilegală a agregatelor minerale să fie întocmite dosare penale. Deficiențele constatate în activitatea agenților economici sancționați vizează exploatarea agregatelor minerale, în afara perimetrului autorizat, nerespectarea prevederilor actelor de reglementare din domeniul apelor sau efectuarea lucrărilor fără a deține acte de reglementare. Explică reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Someștisa. Ervin Molnar, directorul general al Administrației Naționale Apele Române, a solicitat intensificarea controalelor la nivel național. Acesta a spus că, deși există peste 800 de avize emise pentru exploatări în terasă, doar 10% dintre ele au obținut autorizații de gospodărirea apelor și implicit permis de exploatare de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale. În perioada următoare, controlele vor continua astfel încât cei care exploatează agregatele minerale să fie verificați cu mare atenție și în mod constant, iar dacă va fi cazul, să fie sancționați.